Bună seara, oameni buni și faini, sărbători fericite, Crăciun fericit. Astăzi e destul de scurtă, dar cu patru subiecte care au ajuns într-o formă sau alta în discuția și în dezbaterea spațiului online în ultimele zile. Voi începe cu problema siguranței circulației, dar de fapt nu. Haideți să clarificăm ultimul punct din enumerarea din descriere. Cele sunt din partid care a fost vehement împotriva pensiilor speciale în toți acești ani și ai cărui parlamentari, printre care aș fi putut să mă număr și eu dacă nu aș fi avut acest mandat de primar, au anunțat și au și acest lucru și-au dat demisia astfel încât să nu beneficieze de pensii speciale. Prin urmare, nu cred că există vreun dubiu cu privire la acest aspect. De unde au apărut anumite titluri de presă care nu e așa incită la a da click și a citi articole? Domnul Emil Boc, președintele proaspăt ales al Asociației Municipiilor din România, a avut astăzi o poziție publică în numele asociației, prin care critica felul în care guvernul ia anumite măsuri cu impact la nivel local, fără să se consulte, fără acea consultare obligatorie. Obligatorie în contextul legal din România, dar și în potrivit unor norme europene. Prin urmare, acest mesaj pe care nu l-am semnat fizic, dar pe care îl găsesc absolut normal, acela de aveți grijă, consultați-vă cu municipiile din România, creați această punte de dialog între guvern și municipiile din România, este un mesaj corect pe care îl susțin chiar dacă fizic, cum spuneam, nu l-am semnat. Practic, mesajul s-a referit nu atât pe fondul unei probleme, așa cum scriam într-o postare mai devreme, ci pe forma luării unor decizii. Și vine, de fapt, ca urmare a unor alte dispoziții recent, unui alt HG recent adoptat de către guvern, cel care prevede creșterea, mărirea burselor școlare. Din nou, o măsură necesară, o măsură binevenită, dar care poate ar fi fost bine să se ia cu o consultare cu politica la nivel local, cu primarii de comune și de orașe și de municipii. Cam despre atât este vorba. Este un mesaj foarte simplu. Țineți cont și de părerea municipiilor din România când luați decizii la nivel guvernamental cu impact la nivelul municipiilor și la nivel local. Bun, trecând mai departe, vorbim despre siguranța circulației. A fost un subiect prezent în dezbaterea publică brașoveană în ultimii ani și mai ales în anul 2020, an care a debutat cu o serie sinistră de accidente mortale în Brașov, mare parte a lor fiind implicând pietoni și prioritate neacordată pietonilor. Din păcate, un astfel de caz s-a întâmplat și sâmbătă, de fapt nu, sâmbătă, cred că vineri, pe 25. Astăzi am convocat împreună cu domnul viceprimar Sebastian Rusu, Comisia de Siguranță a Circulației, cu șefii poliției, cu personalie cu responsabilități în acest domeniu, cu reprezentanții celor de la Flash, compania care asigură semaforizare și iluminat. Am avut această discuție pornind de la felul în care ar trebui să se aplice măsuri de siguranță a circulației în Brașov și, în general, felul în care legea și normele în vigoare prevăd aceste măsuri. Uitându-ne și la ce se întâmplă în vest, uitându-ne la ce se întâmplă în orașe mari din afară, dar și din România, ideea de a avea acele bumpere, de a avea acele limitatoare de viteză format fizic pe artere principale este o idee care, într-o abordare nouă și o abordare modernă și actuală, este ultima soluție pentru a reduce viteza. Există metode, și nu o spun eu, o spun specialiști, există metode de a preveni care sunt mai eficiente și de dorit acestor metode fizice. Împreună cu poliția de la nivelul Brașovului am discutat fierbinți. Există această listă la Poliția Brașov.
să discutăm măsurile pe care le putem adopta pentru fiecare situație în parte, măsuri care să ia în calcul instalarea celor din limitatoare, celor bumpere, dar să ia în calcul și amplasarea de intersecții semaforizate pentru, practic, treceri de pietoni semaforizate cu buton, acele treceri inteligente, amplasarea de dispozitive de iluminat astfel încât să avem o iluminare corectă și eficientă a trecerilor de pietoni, amplasarea de dispozitive acelea de display cu radar care să atenționeze asupra depășirilor de viteză, toate măsurile pe care le are, de fapt, tot arsenalul de măsuri pe care le are o comisie de siguranță a circulației la dispoziție. Și din această colaborare cu poliția, deciziile au fost următoarele. Vom reamplasa limitatoare de viteză în câteva dintre zonele fierbinți propuse și identificate de către poliție. Vom amplasa pentru prima dată, și e important să subliniem, pe strada Carpaților, unde s-a produs acest accident mortal, vom amplasa limitatoare de viteză zilele acestea, după care vom avea o fază a doua în care un număr de aproximativ 10 puncte fierbinți de acest tip vor fi dotate cu intersecții, cu treceri de pietoni semaforizate, și cu măsuri adaptate dintre cele despre care v-am spus, cu avertizare din acelea radar, cu iluminat, legat de iluminatul trecerilor de pietoni, am discutat cu cei de la Flash să avem trecerile de pietoni iluminate în toate aceste puncte fierbinți și, de fapt, să extindem această iluminare și să ne asigurăm că toate trecerile importante din Brașov sunt iluminate. Acestea sunt măsurile dispuse astăzi. Deci am procedat la a avea o primă serie de treceri de pietoni în care să avem aceste limitatoare de viteză. Nu le mai țin minte acum pe de rost pe toate. Pot să vă spun că una dintre ele este cea din apropierea Spitalului Județean, pe sensurile de intrare în intersecție. Alta este cea din giratoriul de la gară. Sunt 6 în total la număr. Bun, acestea sunt lucrurile discutate astăzi în Comisia de Circulație. Am mai discutat și un al doilea aspect, cel legat de blocarea drumului de Poiană și de măsuri de prevenție în acest sens. Poliția de la nivelul Brașovului are efective, pe zona de poliție rutieră, are efective cu deficit de personal, adică există doar 3 echipaje care pot să fie prezente în trafic și să asigure prevenția. Am discutat despre măsurile necesare pe zona drumului de Poiană, cu atât mai mult cu cât în weekendul trecut s-au produs blocaje ale drumului de Poiană. A fost o coadă de aproximativ 4 km, coadă care a produs perturbări și ale transportului public pe linia 20. Soluția ar fi o informare proactivă a celor care doresc să urce Poiana cu privire la situația drumului și la situația parcărilor din Poiană, o redirecționare a celor care ajung în Poiana Mică către parcarea supraetajată din zonă și o frecvență acceptabilă, o frecvență bună a autobuzelor, acelui shuttle bus care face legătura dintre parcarea din Poiana Mică și zona Pârtilor și zona Poieni. Toate aceste lucruri le-am discutat și cu Sebastian Rusu pe tot ce înseamnă siguranța circulației, le-am discutat și cu Flavia Boghiu pentru că ea are relația cu RATBV și poate să se asigure că transportul public atât între Poiana Mică și Poiană cât și pe linia 20 funcționează eficient. Iar celor care ne-au sesizat în weekend probleme cu supraaglomerarea mijloacelor de transport în comun, răspunsul primit de la RATBV este următorul. În perioada acestor sărbători și în weekenduri există o frecvență crescută a mijloacelor de transport pe linia 20, de la 2 cât sunt în mod normal la 6. Discutăm evident și despre dacă avem nevoie de mai multe mijloace de transport și vom avea în vedere creșterea frecvenței prin suplimentarea mijloacelor de transport în weekendul următor, dacă va fi cazul. Și discuția
sau cauza acestei supraaglomerări din weekend a fost exact blocarea drumului de Poiană, lucru care a făcut autobuzele să întârzie, să nu ajungă în stație la orele estimate și prognozate, astfel încât și cozile s-au format și aglomerările de persoane au dus la această supraîncărcare. Prin urmare, soluțiile discutate cu poliția, să avem o gestionare a traficului în zona Poiana și Poiana Mică, astfel încât să folosim parcarea supraetajată și shuttle-ul disponibil, să nu mai ducem la supraaglomerarea Poienii cu mașini, și o discuție cu RATBV-ul pe suplimentarea mijloacelor de transport pe linia 20 și să ne asigurăm că avem o fluență și că nu se mai produc acele blocaje pe drum. Ultimul subiect despre care voiam să vorbesc este cel legat de un oraș, o echipă, Steagul. Am avut mai multe discuții pe tema aceasta a fotbalului brașovean în ultima perioadă. Pregătim o dezbatere amplă undeva spre finalul lunii ianuarie cu privire la felul în care se va face atribuirea brandului FC Brașov. Dar ce pot să vă spun încă de astăzi și e foarte important să rămână clar, Brașovul cred eu că are nevoie de o singură echipă. Prin urmare, avem nevoie de un singur proiect fotbalistic care să folosească, să pună în valoare, să ducă mai departe gloria brandului FC Brașov. Atribuirea acestui brand se va face transparent, deschis, pe baza unui concurs de proiecte. Și sper, și apelul meu către întreaga comunitate fotbalistică brașoveană este spre colaborare și spre a găsi acel numitor comun și a-și uni forțele în direcția unui singur proiect fotbalistic, un proiect puternic, o echipă puternică, o echipă care să adune și să readucă suporterii la stadion. Am văzut foarte mult entuziasm la meciurile din Liga a treia. Am participat la multe dintre meciurile Steagului Roșu, SR Brașov. Cred că orice proiect fotbalistic gândim, el trebuie să pornească de la suporteri și să fie clădit în jurul suporterilor, dar cum spuneam, trebuie totodată să se facă pe baza unei atribuiri și a unui proiect, unui concurs de proiecte transparent. Despre toate acestea vom discuta în luna ianuarie, în a doua parte a lunii ianuarie. Cam acestea sunt subiectele pentru azi. Voiam numai să mai adaug că mă surprinde un pic felul în care anumite subiecte care ajung în spațiu public generează din start dezamăgiri și reacții adverse, mai ales în cercul apropiat. Cred că putem cu o mult mai bună comunicare să clarificăm toate aceste lucruri. Astăzi m-am trezit într-o zi și așa încărcată cu ședințe și cu probleme care își caută soluții. M-am trezit ras de mâine că de ce susții pensiile speciale, când de fapt niciodată n-am spus acest lucru, nici măcar în mesajul pe care se presupune că l-am semnat, nu apare pe undeva cuvântul pensie specială, ci este un mesaj despre felul în care orașele, municipiile din România ar trebui tratate cu respect de către guvern și ar trebui găsite acele căi de colaborare. Și când spun colaborare, mă refer chiar și la un simplu Zoom sau la orice formă de dialog care poate fi adaptată și urgenței și contextului de acum. Bun, mă voi opri aici. Dacă aveți nelămuriri, probleme, dubii, dezamăgiri, mai ales și aveți numărul meu de telefon, o să vă rog să-l folosiți sau să intrați în contact direct. Dacă nu aveți numărul meu de telefon, cu siguranță aveți adresa mea de e-mail, cu siguranță găsim modalități de a lămuri toate aceste lucruri, pentru că în continuare interesul pe care îl reprezint în funcția aceasta de primar este interesul vostru, interesul public, și o fac aplicând legea și aplicând toate normele care sunt în vigoare. Prin urmare, nu vom face politici de trafic pe Facebook, vom face politici de trafic discutând și de siguranța circulației în comisiile competente să decidă și cu oamenii specialiști competenți să propună aceste soluții. Bun, mă opresc aici, vă mulțumesc că vă pasă, vă mulțumesc
chiar și pentru sesizările acestea uneori alarmiste și cu un ton dezamăgit, e probabil parte din procesul în care construim o nouă administrație și construim o nouă comunicare între primărie și societatea din Brașov, societatea civilă. Și mă bucur că avem totuși aceste căi și că reușim împreună să găsim soluții. Mulțumesc mult pentru că mă urmăriți și că îmi sunteți aproape. Vă doresc tuturor o seară faină și ne vom vedea cel mai probabil anul viitor, pentru că vineri va fi deja anul viitor. Numai bine, sunt Alan Coliban, primarul vostru. Sărbători fericite să aveți! Ne vedem la anul!